Am văzut că Maia Sandu încearcă o înțelegere, o negociere cu Renato Usati pentru susținerea în turul 2 al Da, e, alegerilor până la urmă, prezidențiale. inevitabil Este dacă... inevitabilă, însă cum poate fi percepută aceasta, credeți, în ochii cetățenilor Știți cum Republicii e? Maia Moldova? Sandu a fost un premier al Republicii Moldova, votat de socialiștii lui Dodon în Parlament pentru a înlocui guvernul lui Plahotniuc. Prin urmare, Maia Sandu a mai trecut Cochetat. prin astfel de situații. Când ai o fragmentare politică într-o țară cu sistem multipartid, evident că trebuie să faci uneori și alegeri, hai să nu le spunem imposibil, dar mai complicate pentru a-ți îndeplini la urmă obiectivul. Altfel, sigur, se poate retrage foarte ușor și să-i permită lui Igor Dodon să mai câștige un mandat. Nu cred că aceasta este o opțiune. Evident că nu în orice e negociabil. Poți să negociezi în politică dacă nu ești capabil să negociezi, noi ce să cauți în politică. Dacă noi, orice cetățean, nu e capabil să înțeleagă cu celălalt, atunci, sigur, care e alternativa? Războiul sau doar să conducă o singură tabără? Nu, nu. Evident, negocierea este firească și normală și de dorit să se întâmple în viața politică a oricărei națiuni, inclusiv a Republicii Moldova. Repet, nu orice este negociabil. Dacă subiectul negocierii a fost generarea de alegeri anticipate, cred că e un interes atât al Maiei Sandu și al partidului și forțelor politice din spatele ei, cât și al Renato Usatei. O idee de coabitare între un guvern al socialist și un președinte pro-european, Maia Sandu, poate că nu ar fi cea mai fericită. Evident, cea mai fericită soluție, situația ar fi aceea unui guvern pro-european cu președinte pro-european. Ar fi o soluție imorală? Atâta vreme cât ar aduce un guvern pro-european și un președinte pro-european, nu văd. Și cred că moralitatea trebuie judecată și în funcție de scopul final și de obiective uneori, iar dacă obiectivele, repet, sunt de acest tip și în final duc la bunăstare și la îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, cred că este de datoria politicienilor să facă asemenea compromis. Domnule Ștefureac, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Ca de fiecare dată vă așteptăm cu mare drag. Iar pe voi, pe dumneavoastră, vă aștept să ne dați un like și un subscribe și la pagina noastră de YouTube pe senews.ro. Mulțumim!